Protagonistul întâmplării de astăzi este un șofer în vârstă de 55 de ani din municipiul Râmnicu-Sărat. La orele dimineții, bărbatul a intrat cu viteză în curbă dinspre bulevardul Nicolae Bălcescu spre Unirii Nord, însă din neatenție a nimerit pe scoar. Râmnicianul și-a avariat serios autoturismul și a distrus gardul despărțitor pe o porțiune de 4-5 metri. Din fericire, incidentul rutier nu s-a soldat cu victime omenești. Șoferul s-a ales cu o sancțiune contravențională. În plus, va fi nevoit să suporte și cheltuielile pentru refacerea porțiunii de gard pe care a pus-o la pământ. Locul în care s-a produs evenimentul de astăzi a fost în august 2015, scena unui alt accident în care a fost implicată și o ambulanță, eveniment în urma căruia au fost rănite grav două persoane, o femeie și copilul ei. Cei doi se întorceau de la plimbare și au fost surprinși pe scoar de unul dintre autoturismele implicate în accident.